Victor Ponta a declarat că principalul subiect pe care îl va aborda în discuțiile cu cei doi oficiali europeni va fi bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020, având în vedere importanța acestuia pentru viitorul politicii agricole comune și al fondului de coeziune. Acesta a vorbit și despre relația sa din ce în ce mai strânsă cu premierii Europei, în special cu cei social-democrați, alături de care va căuta în continuare soluții pentru fondurile alocate țărilor mai puțin dezvoltate, cum este România. Pe lângă șefii de guvern din Uniunea Europeană, Victor Ponta se află într-o relație foarte bună și cu președintele Parlamentului European, Martin Schulz, pe care de altfel a reușit să-l aducă și la Târgu Jiu pentru accelerarea înscrierii complexului Brâncuș în patrimoniul UNESCO. În cele 6 luni de guvernare, premierul Victor Ponta a reușit să stabilească relații foarte bune cu ceilalți lideri ai Europei, numeroasele vizite ale oficialilor Uniunii Europene în România fiind o dovadă în acest sens.